Bună, bine ai revenit pe canalul Infomate. Vreau să-ți prezint o altă problemă care se rezolvă prin metode aritmetice, probleme care conțin fracții și în care intervin și unități de măsură diferite. Aceste probleme sunt propuse în cărțile de mate 2000 de la clasa 5 variantele coperților diferă în funcție de ediția și anul în care a fost tipărită, dar uh, aceste tipuri de probleme sunt uh, de mare ajutor și elevilor în prag de clasa 8 -a, care urmează să susțină examenul de valoare național. Haideți să vedem problem problema pe care o propun în acest video. Problema care se rezolvă cu metoda de trei simplă. O piscină este prevăzută cu 12 robinete cu același debit. Dacă se deschid 8 robinete, piscina se va umple în 1 și 3 pe 4 ore. În câte ore se umple piscina dacă se deschid toate cele 12 robinete? Haideți să vedem care este metoda de rezolvare, metoda de 3 simplă, iar în acest caz este vorba de uh, metoda de 3 simplă în care aplicăm măsurile invers proporționale. Cu cât sunt mai multe robinete, cu atât timpul va fi mai mic. Da? Mai întâi, trebuie să transformăm acest timp de 1 și 3 pe 4 ore în minute, deoarece avem o fracțiune de oră, 3 sferturi. Ce înseamnă acest 3 sferturi de oră? Înseamnă 45 de minute. În schimb, dacă n-aș avea trei sferturi de oră și aș putea să transform foarte ușor în funcție de cele patru cadrane ale uh, ceasului da? și îmi dau seama că sunt 45 de minute, tot ce trebuie este să faceți uh, o înmulțire a fracției date din enunțul problemei cu 60 de minute câte sunt cuprinse într-o oră. Iar după simplificare, rezultatul obținut se adună cu numărul de minute uh, cuprinse în uh, acea oră care apare în, uh, în față. Pot fi două, pot fi trei, depinde de enunțul problemei. Așadar, 1 și 3 pe 4 ore înseamnă o oră și trei sferturi dintr-o oră. Deci, o oră reprezintă 60 de minute plus 3 pe 4 înmulțit cu 60 de minute. După simplificare, obținem 60 de minute plus 45 de minute, rezultatul calculului acestei înmulțiri, și obținem 105 minute. Urmează să scriem datele problemei. Dacă se deschid 8 robinete, piscina se umple în aceste 105 minute. Ce se întâmplă? În cât timp se umple piscina dacă deschidem toate cele 12 robinete? Această metodă de trei simplă, în care măsurile sunt invers proporționale, se aplică în felul următor. Vom mulți pe linie 8 cu 105 și vom împărți la uh, linia care conține necunoscută, adică la 12. Așadar, ca să-l scoatem pe X din această uh, scriere simbolică a metodei de 3 simplă, în care măsurile sunt invers proporționale, vom scrie că x este egal cu 8 cu 105 totul supra 12. În urma calculului ne rezultă 70 de minute. Ca să transformăm, observăm că 60 este mai mare decât 30, decât 6, 70 este mai mare decât 60 câte minute sunt cuprinse într-o oră, atunci 70 de minute reprezintă o oră și 10 minute 70 minus 60 de minute înseamnă 10 minute. Deci piscina se va umple în o oră și 10 minute. Sunt convinsă că vă readmintiți această metodă, că este mai ușor de înțeles dacă o explicăm pas cu pas. Dacă aveți alte exemple, nu evitați să le puneți în comentarii, astfel vom învăța cu toți și vom exersa, în felul acesta ajutăm și alți elevi. Eu voi selecta și alte tipuri de probleme care se rezolvă cu, cu această metodă sau uh, alte probleme în care apar robinete, dar aplicăm uh, și altă, altă metodă. Până atunci așteptăm comentarii uh, sugestiile voastre de, de probleme pe care să le rezolvăm împreună. Iar dacă vreți să postați pagina cu probleme pe care vreți să le rezolvăm, să atașați o poză întreagă, puteți să o faceți de asemenea și pe pagina noastră de Facebook. Găsiți linkul în descrierea acestui canal. Chiar dacă este vacanță, și ne gândim cu toții la uh, concedii și la plimbări și așa mai departe, uh, încercăm și să îmbinăm uh, utilul cu plăcutul. Așadar, spor la lucru, noi îți suntem alături și până data viitoare, nu uita să te abonezi, să-ți activezi notific notificările să fii uh, anunțat de videoul următor uh, în care vom prezenta și alte probleme. Îți urez spor la lucru și vacanță frumoasă. Pa pa.